Ilie Cioară, lumea subiectivă și cea obiectivă. Când funcționăm ca sine, existență personală, condiționată în timp, educație formală, privim și apreciem prin formule egoiste, subiectivism concret, prin decizii conformiste. De ne socotim un corp și o minte știutoare, vom fi, practic, limitați de sinea cunoscătoare, lumea întreagă apreciată prin fictiva importanță ce singur ne acordăm prin orgoliu aroganță. Știutul și neștiutul, bogăția, sărăcia, cumpătarea, desfrânarea, vanitatea, dărnicia, toate bine apreciate ca însușiri esențiale de insul cel limitat de condițiile sale. Este nașterea și moartea, are început și sfârșit, în constantă devenire aspirând la infinit. În conflict cu el și alții, pe idei, concepte, crezuri, niciodată mulțumit, biciuit de seci îndemnuri. Acest om, precum îi firea, judecă și apreciază drept temei acestei lumi cu care se asociază. Lumea, cea subiectivă în acest fel construită, oamenii fiind creatori cu a lor fire mărginită. În lumea obiectivă se află realitatea, starea absolut concretă, una cu divinitatea. Omul manifest ca ființă în a fi, pură conștiință, fără început sau sfârșit, permanentă existență. Împlinirea lui ca ființă e prin el universal, aflat asemănător în oricare om carnal. Niciun fel de contradicții la acest sublim nivel, totu-i pace, armonie realizată prin el. Asemenea, trăitori sunt prin sacra lor ființare, cu sau fără știrea lor, centre purificatoare, care curăță, destramă, psihoza demențială, atâta de evidentă în lumea cea actuală.